Klaus Iohannis, mesaj de ultim or pentru Vladimir Putin, ce i-a transmis subliniere-ful statului presubliniere-dintelui rus. Gest nea subliniere deptat din partea preedintelui României. Klaus Iohannis a transmis un mesaj preedintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, în urma incendiului care a avut în centrul comercial Zimnea Vinia, din localitatea Chemerovo. Preedintele Klaus Iohannis a exprimat condoleane preedintelui Vladimir Putin, familiilor îndoliatei poporului rus, ca urmare a tragicului incendiu, în urma căruia i-au pierdut via numeroase persoane, printre care și copii. De asemenea, preedintele României a transmis urdens netoire grabnic victimelor incendiului care au fost evacuate și salvate. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale.